pe anul 2013 pentru lumea folclorului. Marii artiști ai muzicii populare sunt în finală pentru premiul la folclor. Primele 5 nominalizări, nu neapărat în ordinea ierarhiei, sunt Puiu Codreanu, Gelu Voicu, Florin Vasilică, Mirela Petrean și Matilda Pascal Cojocărița. Vă întrebați evident cine este câștigătorul. Mai degrabă vă putem spune că a avut de curând nunta și prima la hor a fost cea care va anunța premiul. Cine alta decât Bahmu? Adriana Bahmuțeanu! Da, doamnelor și domnilor, Adriana Bahmuțeanu, ce muzică populară ați pus tu la petreceri? Muzică populară. Muzică populară, de care? De pe Vlașca Teleorman. De pe Vlașca Teleorman. A, deci de pe Vlașca Teleorman. Aia îmi place cel mai mult. Cel mai mult aia îți place, nu? Da. Și care anume? Și am avut un solist, Dumnezeu să-l odihnească pentru că nu mai e printre noi, dar eram... fanul lui declarat, Liviu Vasilică. Și acum ce faci? Și acum sunt fanul fiului lui Florin Vasilică, pentru că el duce tradiția mai departe. Deci lui îi dăm premiul seara asta? Extrem de autentic. Eu zic că da, eu zic că merită Florin Vasilică și grupul Teleormanul. Doamnelor și domnilor, premiul pentru folclor, Florin Vasilică și grupul Teleormanul. Din această seară, un premiu pentru generația tânără. Premiul va veni imediat. Până atunci, spunem cum ai cântat tu la nunta ta sau dacă ai cântat și cum a dansat Bahmu la... Bahmu a dansat foarte mult la nunta mea. Eu n-am mai apucat să mai cânt. Am avut foarte mulți colegi care m-au onorat cu prezența și au venit să cânte și am zis că le cedez lor locul. Oricum, se spune că nu e bine să cânți la nunta ta. Da? Noi doi, în afară de colaborarea pe care o avem de mulți ani de zile, de când eram eu mică și el la fel, de pe la televiziuni, suntem și prieteni, este un om extraordinar, un prieten adevărat și îmi pare rău, uite, o spun public acum pentru prima dată, îmi pare rău că a avut de suferit din cauza mea. Nu există așa ceva. Oricând pentru Adriana merită să suferi, dacă e cazul, dar eu nu am suferit deloc. Am suferit nemeritat, pentru că el m-a invitat la nunta lui din prietenie și alții s-au răzbunat pe el și l-au interzis la o televiziune. În acest moment e pe blacklist la o televiziune. Dar nu poate fi șters, că poate s-au mai rezolvat lucrurile. Păi asta sperăm și noi, pentru că i s-a făcut o nedreptate incredibilă. Florin Vasilică n-are nicio vină pentru ce se întâmplă în viețile unora sau altora. Adică se referă la faptul că Adriana n-a fost singură, ci cu altcineva la nunta lui Florin Vasilică. Da, oricum mi-ar fi făcut plăcere să mă duc acolo cu oricine, chiar și singură. Plăcerea mea era să fii tu. Da. Plăcerea mea a fost să fie Adriana și eu n-am avut de suferit și nu se întâmplă absolut nimic. Eu respect în continuare pe toată lumea și mai ales pe ea. Este una din cele mai bune prietene ale mele. Da, nu e, știu ceva, nu e nicio problemă că există și alte televiziuni și uite, noi aici la Antena 2 îl promovăm pe Florin Vasilică și exact. Eu vreau să-i mulțumesc pentru că e unul din puținii soliști de muzică populară care într-adevăr țin tradiția și uite, împreună cu grupul Teleormanu a reușit să facă foarte multe lucruri frumoase. Să te rog, Bahmu, să-i dai diploma lui Florin Vasilică în acest moment și dacă este Florin Vasilică aici și grupul Teleormanu împreună cu Bahmu, o să ascultăm o piesă adevărată cu băieții. Și un singur lucru. Așa. Un singur lucru. Dacă aș avea o putere, aș trimite premiul acesta în cer la Dumnezeu ca să-l dea tatălui meu, pentru că el îl merită mult mai mult decât. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Florin Vasilică dedică acest premiu tatălui lui, legendarul Liviu Vasilică, grupul Teleormanu. Dar aseară mi-l văzui, ședeanușa Crăciunului, ședeanușa Crăciunului, dă vorbă cu murgului.
Moțeanu!